Bun găsit, dragii mei, la Pagini de Lumină din nou. Trăiți viața pe care ați visat-o? Sau ați visat îndeajuns pentru viața pe care o aveți? Alături de mine se află Alin Ispas. Bine ai venit, Alin! Bine v-am găsit! Dacă ar fi să te întreb, viața ta chiar are sensul pe care l-ai dorit, ce ai răspunde? Aș face o pauză mare și aș lăsa sistemul 2 să preia controlul și să caut să cunosc cu adevărat răspunsul. La ce mă refer? Mă refer la cartea lui Daniel Kahneman, premiul Nobel pentru economie comportamentală, un evreu. Cartea sa, Gândirea rapidă, gândirea înceată, spune că există aceste două tipuri de gândire, gândirea rapidă automată și gândirea înceată, care este condusă de lucruri pe care nu le știm și pe care nu le cunoaștem din prima și avem nevoie să o folosim mai mult. Asta se capătă prin exercițiu. Statisticile arată că sondajele, de pildă, sunt eronate. Pentru că oamenii răspund cum și-ar dori să fie și se cheamă în engleză wishful thinking, adică o gândire roză, rozalie. Da, este ceea ce încercam eu să transmit. Așa prin... cum spunea... Este o problemă. Dacă întrebi pe cineva pe stradă, tu trăiești viața pe care ți-ai invitat-o? Dar nu trebuie să întrebi pe nimeni. Andrew Carnegie, cel care a fondat, a finanțat bibliotecile din Marea Britanie, Statele Unite, marele industriaș american, spunea, pe măsură ce înaintez în vârstă, dau tot mai puțin atenție la ceea ce spun oamenii și mă uit la ceea ce fac. Veneam cu tine și mă uitam la o umbră, pentru că era cald, stătea un grup de oameni de aceeași etnie și făceau aceeași practică obișnuită pe care o au de regulă în cultura lor. Stau. Și mă uitam la ei, bărbați, oameni care nu aveau deficiențe motorii. Nu munceau, în timp ce soțiile tot timpul le vezi pe la coșurile, tomeroanele de gunoi, căutând ceva. Și stau și mă gândesc cum cultura te influențează și crezi că stai bine pentru că cei din jurul tău îți transmit că ești bine așa cum ești. Exact. Dar când de fapt îți pui niște întrebări și începi să gândești, și Biblia ne ajută să ne punem aceste întrebări și ne ajută să ne evaluăm și ne oferă modele, atunci când citești și vii în contact cu oameni care au trăit altfel de viața și ți arată că se poate și altfel, care poate s-au confruntat cu probleme sau care poate au avut realizări deosebite, ei, oamenii și experiența aceasta, experiențele acestea te fac să te gândești de două ori. Înainte de a răspunde. Și de a fi mulțumit cu tine. Uh-huh. Eu cred că viața trebuie să fie un echilibru între o mulțumire liniștită, că tot ceea ce ai primit și că mai ai o zi de har și că există un plan și un tipar care face ca lucrurile în viața ta să aibă sens și o nemulțumire constructivă. De a nu te blaza și de a nu te așeza confortabil chiar și după succesul cel mai răsunător pe care l-ai avut în familia ta, din familia ta sau în clasa ta sau în grupa ta la serviciu. Deci nu te grăbești să-mi dai un răspuns la... Nu. Nu m-aș mai grăbi. Eu personal astăzi pot să spun că nu sunt mulțumit cu ce am ajuns, dar nici nu mai sunt ce am fost. Constat că fiecare efort pe care îl fac, fie de a-mi organiza timpul, fie de a-mi îndrepta pașii către țintele pe care mi le-am propus și de a mă focusa pe ceea ce contează cu adevărat, fie de a citi mult, o carte la 2 săptămâni și în fiecare zi câte ceva, toate aceste eforturi mă transformă. Și cred că așa ar trebui să acționăm. Nu să răspundem dintr-un wishful thinking, dintr-o dorință rozalie de a crede că viața e bună.
Și vă recomand cartea lui Daniel Kahneman despre gândire. E un manual foarte gros, este teza sa de, cu care a luat premiul Nobel. Dar să citim și în momentul ăsta cred că devenim mai conștienți de măreția, practic, a vieții și de micimea noastră. Da. Și despre asta vorbim despre astăzi, despre luminarea vieții noastre prin cunoașterea de sine pe care ne oferă Biblia, prorocia, cuvântul acesta care face ca să răsară luceafărul de dimineață. Aceasta voiam să fac să introduc textul. Este vorba despre ceea ce ne spune Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Și mi se pare mie că aceasta este cheia. Ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Vezi tu, noi luăm aminte la multe lucruri și, din păcate, luăm aminte la ceea ce este nepotrivit. Chiar ascultam unul dintre motivatorii mei. În fiecare zi alerg și ascult materiale motivatoare, instrucționale, să zic așa, de instruire în căști. Les Brown vorbea despre un caz, un băiat care spunea: într-un an de zile mi-am schimbat viața. Și cum ai reușit? Păi zice, nu m-am uitat deloc la televizor. Și comenta Les Brown. Zice, de ce? L-am întrebat. Pentru că am eu destule probleme încât să mai fie nevoie să mai ascult și la problemele altora, la știri. Vezi, noi luăm aminte la multe lucruri. Și luăm aminte la problemele pe care le avem și le multiplicăm. Lucrurile despre care vorbești, alea se multiplică. Luăm aminte la supărările pe care ni le-a cauzat nu știu cine, la visele noastre trântite în praf de către nu știu ce șef sau coleg sau chiar partener de viață și vorbim despre ele și sunt cazuri și cred că vedem și noi ani de zile. Ne întoarcem la aceeași poveste și am rămas blocați și închiși și suntem proprii comandanți care ne-am închis propria viață. Am devenit un fel de închisoare pentru noi înșine, da. Și suntem și nu-i de glumă, bine asigurați. Majoritatea oamenilor iau aminte la ce nu trebuie. Și pentru că iau aminte la ce nu trebuie, nu permit lucrurilor care trebuie în viața lor să se întâmple și să ia amploare și să se întâmple. De aceea Petru ne spune, bine faceți că luați aminte la ce? La cuvântul prorociei făcut și mai tare. Mai tare decât realitatea tristă. Mai tare decât greșelile tale, mai tare decât răutatea din lume, este promisiunea că Dumnezeu are un plan cu tine. Că binele va triumfa răul în fața răului. Că viața ta poate să aibă un sens. Pentru că Hristos este în centrul prorociei, El este Cel care mijlocește pentru planeta Pământ, Cel care a luat natura umană, El e Fiul lui Dumnezeu, și în calitatea Lui de mare preot care îi spășește păcatele, face ca acest cuvânt să fie mai tare și bine faceți că luați aminte. Întrebarea este cine ia aminte, probabil. Și am vorbit noi, sunt trei lucruri în viață care îmi alterează calitatea vieții și rezultatele. Unu, pe ce te concentrezi? La ce iei aminte? Doi, ce semnificație dai? Și trei, ce decizii ai luat? Pentru că așa cum discutam săptămâna trecută, pentru a putea urca pe scara aceea a evlaviei, a performanței, a excelenței, este nevoie să unești cu credința acțiunea. Și dacă nu acționezi, nu vei vedea rezultate. Orice rezultat în viața ta este în urma unei decizii pe care le-ai luat. Așadar, trei lucruri. Pe ce te concentrezi, ce semnificație dai și ce decizii iei. Nu contează cât vorbești. Contează ce decizii ai luat, ce acțiune ai făcut, la ce acțiune ai trecut. Ca să-ți altereze viața în sens pozitiv. Și în felul acesta, luceafărul de dimineață strălucește. Care este semnificația? La care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Voiam să introduc tocmai gândul acesta. Alin, îmi amintesc despre faptul că oamenii cred că trăiesc în lumină. Așa cum gândesc ei lumina. De ce ar trebui să fie cuvântul acesta ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos, dacă eu cred că trăiesc în lumină? Care ar trebui să fie primul pas?
Primul pas este să vezi rezultatele din viața ta. Dacă viața ta și rezultatele ei te recomandă pentru ceilalți și este o viață calitativă, o viață care ridică nivelul de trai, nivelul gândirii pe care l-ai moștenit din familia ta și predai o ștafetă cu cinste și lași o moștenire care face cinste, atunci viața ta este în lumină. Dacă încă sunt aspecte însă în viața ta care te sabotează și nu te lasă să ai performanță maximă, te înșeli. Acum, aici vreau să spun ceva. Mulți oameni se uită la sportivi și suntem mândri când fie echipa națională de orice sport ar fi, ea câștigă ceva sau când un sportiv se uită, câștigă, da, o avem acum zilele astea pe Simona Halep la Roland Garros și ne bucurăm când vedem cum este favorită și joacă. Și cu toții suntem de acord cu performanța, la alții. Când e vorba de noi, începem și găsim scuze. E, stai mă, că nu toată lumea trebuie să aibă succes. Ce s-ar întâmpla dacă toți ar fi antreprenori de succes? Trebuie să mai fie și găsim scuze. Dar la alții, dacă greșesc și nu sunt buni, nu ne mai uităm la ei. Dar la noi cine se uită? Dacă în cameră acum ar intra un Nelson Mandela, un Maica Tereza, un Rosa Parks, un Martin Luther King Jr., un Mahatma Gandhi, s-ar cunoaște. De ce? Pentru că ei au adus o contribuție în lume. Dar dacă eu intru într-o cameră, se cunoaște? Ce se poate spune despre mine? Ce am lăsat în lume mai bun? Cu ce mi-am adus aportul? Unii poate inventează un leac pentru o boală. Alții poate vin cu o măsură care mai eradichează sărăcia. Sau alții reușesc să creeze locuri de muncă. Indiferent în care domeniu ar fi talentul tău, dacă tu nu aduci o contribuție în lume, nu trăiești în lumină. Uite, tu ai vorbit trăiești numai ca un despre, consumator. Ai vorbit numai despre lucruri înalte, păi, pe care poate nu tot omul visează la ele. Hai să luăm alt exemplu. Vreau să spun altceva, da. Numai puțin, că am în minte foarte clar un lucru. Cu ani în urmă citeam ceva interesant despre un domn care era om de serviciu la una dintre toaletele înșiruite pe Autostrada Soarelui, pe care noi tot circulăm. Erau atâtea cuvinte de laudă la adresa acestui om, încât am rămas uimită. Uite, există un om de serviciu și când treci pe la toaleta aceea, nu poți decât să pleci capul și să zici mulțumesc. Da. Pentru că omul acela își făcea treaba atât de bine, încât un ziar a scris despre el. S-a înțeles ideea. Mai ales și atenție, mulți spun, domnule, în România nu poți să faci nimic. Cu atât mai mult și îmi plăcea că l-am ascultat pe Laurent Sas chiar aici la Cornel într-o emisiune. În România există oportunități tocmai pentru că sunt probleme. Exact. Acolo unde întunericul și problemele sunt mai mari, faptul că tu faci o diferență poate mică, e mai observabilă, acest fapt e mai observabil decât într-un context în care toți sunt buni. Așa că este șansa ta să te remarci, venind cu o soluție, venind cu un produs, dacă vrei, pe piață, într-un lume, exact cum spunea Gandhi, da? Fii tu schimbarea pe care o vrei în lume. Întrebarea mea este următoarea. Din aceste două mari categorii de oameni, consumatori și producători, eu în care mă... Dacă te uiți pe site-urile de socializare, sunt două categorii de oameni. Una generală a consumatorilor care dau share la tot felul de lucruri, care dau like, care participă pasiv la viață și ceilalți sunt influencerii, cei care creează materiale, cei care creează content, da, content, care creează bloguri, care creează informație, videouri, proiecte, pentru ca ceilalți să dea like. Lumea informată în mod inechitabil sau dezechilibrat din mai mulți consumatori și prea puțin producători. Gândiți-vă ce ar fi dacă m-aș transforma dintr-un simplu consumator care stau cu telecomanda să mai văd ce performanță am mai făcut cu tare sportiv sau matematician sau doctor sau afacerist și aș intra eu în scenă și mi-aș tufleca eu mânecile și mi-aș asuma răspunderea. Ori eu cred că doar în cazul acesta ești în lumină. Când aduci o contribuție în lume.
Indiferent că este în domeniul spiritual sau că este într-un alt domeniu, Dumnezeu te cheamă să aduci o contribuție. Și asta este lumina. Uite, eu îl văd pe domnul acesta de serviciu ca pe un om care strălucea într-un loc întunecos, cu siguranță. Este însă o expresie aici, la care eu nu pot să nu mă opresc. Până se va crăpa de ziua. Ei bine, în viața fiecărui om există perioade în care nu este recunoscut. Cât să rabzi? Cât să rabzi în așa fel încât meritele tale în sfârșit să fie recunoscute și oamenii să știe, uite, pe aici a trecut un om. Știi care sunt cele mai frumoase povești de succes? Ale oamenilor care își fac datoria din obișnuință și performează la cel mai înalt nivel în fiecare zi, ca și cum ar fi cea mai importantă zi a vieților. Ajung în așa fel să-și ajusteze performanța după cele mai înalte exigențe, încât pentru ei e natural și nu mai așteaptă aplauda, pentru că ei fac doar ceea ce e natural să facă. Modelul lor este luceafărul de dimineață, care în fiecare aspect al vieții sale era desăvârșit. Creștinii au tendința să spiritualizeze foarte mult lucrurile, să se le separe. La biserică e cu rugăciunea, dar în viața de zi cu zi e și el ca toți ceilalți. Un angajat amărât care se plânge și el, când de fapt n-ar trebui să fie așa. Domnul Hristos cânta când era în anii de misiune și aici mi se pare mie cel mai important aspect și cred că am mai vorbit despre el, pe care eu îl desprind din viața Domnului Hristos. Domnul Hristos mai mult timp a fost în umbră decât în lumină. 20 de ani spre 30 a stat în atelier și a fost într-o viață simplă, fără reflectoare pe el, în timp ce oamenii poate sufereau de foame, mureau și el nu îi vindeca. Îi vindeca însă într-o măsură mică, printr-o vorbă, printr-o, dar n-a făcut minuni. Și abia 3 ani și jumătate s-a pregătit atâta timp pentru acei 3 ani. Asta e viața care strălucește. Nu neapărat să fii în scenă atunci, ci să te pregătești, să faci în fiecare zi maximum pe care poți să-l faci. Asta este, de fapt, caracterul lui Dumnezeu și luceafărul este Hristos. Când Hristos trăiește viața aceasta în mine, eu nu voi aștepta să fiu plătit, eu nu voi aștepta mai întâi să fiu recunoscut pentru că apoi să fiu cel mai bun în ceea ce fac și apoi să duc o viață conștientă de sine, care nu crede că el are dreptate, că el deja e bine și, de fapt, rezultatele nu sunt ale unui om care aduce contribuție. În momentul în care accept stilul acesta de viață, atunci pot să spun că sunt în lumină. Și să știi că în spatele oricărui om de valoare din lumea asta, fie că este creștin sau nu, stă Dumnezeu. El este dătătorul oricărui lucru bun. Și vine un moment când poate și acei oameni care nu neapărat îmbrățișează religia creștină sau nu neapărat practică religia creștină, vor recunoaște că ceea ce le este dat și performanța nu se datorează lor, ci vor fi smeriți și vor spune, cred că e o mână supranaturală aici. Și ei sunt mai pregătiți, să știi, un păgân, să zic așa, un necreștin care joacă la cel mai înalt nivel în liga sa, care face excelent ceea ce face, are mai multe șanse să se întâlnească cu Dumnezeu pe drumul său decât un creștin mediocru care se ascunde sub denumirea de creștin și se măgulește că el, dacă nu are aici, va avea în cer, dar nu face tot ce ține de el. În familia sa, pe stradă, la serviciu, să fie într-adevăr un producător, nu un consumator. Frumos spus. Nu pot să nu mă întorc puțin la ideea pe care ai transmis-o, un om de valoare. Pui egal între un om de valoare și un om de succes? Pentru că este, eu simt că este o diferență. Acum trebuie definit succesul omenesc, e privit din perspectiva banilor. La Dumnezeu, deși chiar astăzi citeam, este în, și acest aspect în vedere, spune în Proverbe de la capitolele 8 la 10, dobândește înțelepciunea că ea îți va da pricepere și ea îți va da și la dreapta ei este avuție, spune ea, la dreapta ei este bogăție. Dumnezeu vrea să ne dea, pentru că viața abundentă este un exemplu de dragostea și de generozitatea sa. Dar nu este un scop în sine asta. Dumnezeu te poate testa și te poate trece și prin lagăre, te poate trece și prin războaie și poți să fii credincios și acolo. Deci nu asta este măsura succesului, câți bani ai făcut, deși dacă toată viața ai trăit pe datorii și cu mâna
pe toți banii pe care i-ai și că ți era teamă, mi se pare că asta e o dovadă falsă a creștinismului. Un creștin este și generos și are din abundență și în jurul său prosperă tot pe ce pune mâna. Dar nu ca scop în sine. Da. Oamenii de valoare pot fi sau nu pot fi neapărat bogați. Însă oamenii de valoare își vor demonstra valoarea cu siguranță prin fiecare faptă și fiecare zi a vieților lor. Și te vor îmbogăți sufletește și să știi că aș redefini și termenul de bogați. Eu cred că Dumnezeu, planul lui Dumnezeu este să fim toți bogați. Eu nu cred că pe noul pământ va fi vreunul care să aibă mai mult și altul mai puțin. Vor fi toți egali, vor avea toți viața veșnică și toți vor avea din belșug. Nu va fi lipsă de mâncare, lipsă de nimic. Lipsa este o consecință a păcatului. Și nu e o virtute să nu ai. E o virtute să te mulțumești cu ce ai și să știi să trăiești și așa și așa. Dar bogăția și succesul trebuie redefinite din perspectiva, deci nu ca scop în sine. Dacă Dumnezeu ți le dă și e planul lui să ți le dea, cu atât mai mult bine poți să faci. Dacă planul lui este să îi îmbogățești intelectual pe alții și tu să duci o viață, poate într-o anumite perioade ale istoriei în care nu poți să faci bani, nu este nicio problemă. Dar scopul tău este să fii la maximum potențial în ceea ce faci, cunoscând Luceafărul care a strălucit în viața ta ca unul care el însuși a fost desăvârșit în tot ce a făcut. Dacă ar fi să-mi spui în două cuvinte, care este secretul ca Luceafărul să lumineze în inima ta? Care este secretul ca să fii om de valoare? Cu ce ai încheia? Cu ce am spus la început, versetul 19. Avem cuvântul prorocii făcut și mai tare, la care bine faceți că ei luați aminte. La ceea ce iei aminte, pe ceea ce te concentrezi, aceea multiplici. Dacă iei aminte la făgăduințele din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu, și trăiești cu ele, Biblia, Domnul ne spunea, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt. Dacă te îmbibi zi de zi de Spiritul lui Hristos, din Biblie, din Scriptură, și te împărtășești de făgăduințele care sunt date îmbelșugat pentru oricine, atunci vei lua aminte și această lumină se va multiplica în viața ta, în sufletul tău. Pentru că pe ce te concentrezi, aia multiplici. Și în felul ăsta va străluci Luceafărul în viața ta. Deci să iei aminte la cele mai mici dovezi de lumină, de frumos, de dragoste și să le strângi, să le multiplici. Și cine nu și-ar dori să fie un om de valoare și la sfârșitul vieții sale să-i fie frumos amintit numele? Așa. Îți mulțumesc, Alin, că ai fost alături de noi. Îți mulțumesc pentru sfaturile și pentru gândurile pe care ni le-ai oferit. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și vă doresc din toată inima ca oamenii să vadă valoarea din dumneavoastră. O zi plină de lumină!